Vă pup pe toți, George Vudilă, pe toți frații mei, pe toți muzicanții din România care suntem în situația asta acum, vă dați seama că e singurul lucru care putem să ne vedem și să mai cântăm și noi ca să nu ne plictisim în casă. Că e frații mei, Stanciu, pentru toți frații mei, pentru toți muzicanții din România și cei care ne iubesc, sunt frații noștri și vă mulțumesc la toți, fiindcă o să vă pup pe toți și să ne vedem cu bine după nenorocirea asta care este acum, fiindcă vă dați seama, să scăpăm și să ne vedem și noi lăutarii toți la nunți, că suntem frați toți. Și vreau să vă cânt muzica mea tradițională lăutărească veche pentru toți frații mei, pentru toți prietenii care rămânem frați. Și vreau să vă mai spun că în această seară e mare plăcere pentru mine, pentru că m-au sunat frații mei, frații Stanciu, toți prietenii mei, maestru Ionică, care e fratele meu, și toți muzicanții suntem frați. Eu m-am bine cu toți, sunt prietenii mei, sunt frații mei. Și vreau să mulțumesc la toți prietenii care trec mesajele astea. Nicu Boieru, fratele meu, să-i dea Dumnezeu sănătate, lui taicăsu care e viața mea, pentru toți frații noștri. Îmi cer mii de scuze că dacă sunt așa, eu nu prea am ochelari, știți, de la 11 ani. Și eu vă mulțumesc pentru tot și vreau să cânt lăutărie tradițională care nu se mai cântă de mult. Nu vreau să cânt acum modern. Voi cânta genul care mă surprinde pe mine cel mai mult. Și astea sunt melodii vechi care nu prea să mai cântă de mult. M-am gândit eu să le cânt astă seară. Care toți lăutarii vechi care am cântat de când eram copil, că eu se pare că sunt cel mai în vârstă din generația noastră. Și vreau să... Mădălin, te pup, Mădălin, să fii sănătos, tată. Pe toți vă pup, să vă dea Dumnezeu sănătate. Hai să vă cânt un program, așa, ceva de ascultare și o horă frumoasă. Pentru toți băieții, frații mei, vă cânt ceva frumos.
Pup, fraților, astea sunt niște piese care le cânt de mult. Pentru toți frații mei, vă mulțumesc mult la toți, la toți frații mei, să vă dea Dumnezeu sănătate, eu vă respect și vă iubesc. Vă mulțumesc pentru mesajele care mi le trimiteți și vreau să vă anunț că astă seară lângă mine este fratele meu cu orga, Costel Zaharia, care e prietenul meu și vecinul meu și l-am rugat să vie să mă, că singur nu puteam să cânt. Pentru Bebe, fratele meu, să-i dea Dumnezeu sănătate la toți, lui Georgian, lui fratele lui, la toți, să le dea Dumnezeu sănătate și respect. Georgian, te pup. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru mesajele pe care le trimiteți și lui nepotul meu, George Miu, Grișa de la Giurgiu, vă pup. Vica, te pup, sora mea. Eu vă mulțumesc mult că, uite, suntem în casă acum. La toți. George Bălan, vă pup. George Clarinet, Paganini, te pupă frățiorul tău, Mona, ești sora mea, ești cea mai bună soră, sănătate la copii, la soțul tău, să trăiască. Ia uite, vă Potcovaru, eu vă mulțumesc fraților și vreau să vă mai cânt ceva frumos, tot lăutărie, că asta mă prinde pe mine. Dan, Angel, băieți, frat, ca băiatul meu este.
fratele meu, Dumnezeu să-l ierte pe taică-su. Romeo Marin se uită, mersi frumos. Marian Stanciu, vă pup pe toți, fraților. Vreau să vă spun că vreau să ne înțelegem noi, lăutarii, cel mai bine din lume, cu clarinetiștii și suntem frați de o viață întreagă și vrem să ne respectăm între noi. Ionuț Nes, te pupă, tata. Vreau să vă mai cânt ceva. Mădălin Bosoi, te pupă, tata. Puiu Bucătaru, frățiorul meu. Aoleo, mentorul nostru, nu? Suntem frați. Vreau să vă mulțumesc pentru mesajele care... Ia uite, Adrian, Alin, te pup pe toți. Ia uite, Bia. Și ia uite, Ciocoi Adrian, te pupă, tata. Uite, acum mai cânt și eu niște ceva ca să nu vă plictisesc. Pe toți, George Miu, nepotul meu, vă pupă, tata. Nicușor Gheorghe, te pup, tată. Vreau să vă mai cânt ceva. De... Hai, eu nu pot să cânt. Hai, tata.
așa pe loc. Pe loc frumos, fraților. Am cântat și noi frumos între noi acum, pe loc, la inspirați. Deci, păi nu văd tot aia nimeni. Deci, să vedem cine mai este. Ia uite, prietenii noștri, garda veche, Valentin. Ia uite-te. Ia uite-te, Johnny. Nedelcu, fratele meu, vă pup pe toți. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Că uite, suntem, ne mai plictisim în casă, ce să facem? Mai aproape că nu văd cine mă... Că eu sunt mai chior. E ochelarii care mă dă de gol. Ia uite, Robert Miu, te pup, tată. Ia uite, băieții. Cristi Dinu, te pup, tată. Să-ți dea Dumnezeu sănătate, toți frații noștri. Ia uite, băi, frate, sunt frații noștri care... Eu vă mulțumesc la toți că sunteți aproape de noi, că vorba aia cu nenorocirea asta care a adus microbul ăsta ne-a închis în casă. Și vă cânt ce doriți dumneavoastră, dar eu acum, ia uite... Te pup și te sărut, Cristi. Pe toți frații noștri. Că mă uit, eu sunt cu ochelarii. Mai sus. Mai sus. Că nu văd, sunt chior. Uite aici, sunt cu fratele meu Costică și Nelu, te pup cu sax. Voi ce vreți? Ia cine? Nu văd, dacă domniște așa, nu văd. Mihai Turcitu, te pupă tata. Manuel, de la Galas, frățiorul meu, te pup. Daniel, Mili Vanili, te pup tata, Mili. Să vă dea Dumnezeu sănătate că sunteți frații noștri. Toți. Ce vreau să vă spun? Să ne vedem, să scăpăm de nenorocirea asta, că suntem în carantine. Hai să mai cântăm ceva. Și vă mai cântăm ceva frumos, ce vreți da. Voi. Tot o lăutărie de asta frumoasă. Veche. Facem o sârbă. Da. Vă fac o sârbă. Thank you.
să facem și un brâu. Vă pup pe toți. Ionică minune, ia uite. Mulțumesc. Să trăiască copiii, soția, familia. Ești fratele meu. Vor să le povestești? Sandu Vigelie. Vreau să vă povestesc că am, de la 13 ani, când am plecat la nunți, vreau să vă spun că mă duceam cu lăutar care mulți nu i-au prins, cum era Florică Calu, nu mai spun că viața mea, Florică Roșioru, stătea la noi, i-a botezat tata, Ilie Odilă, care nu vreau să-l laud, dar el a înființat acordeonul, brezele și sârba la timpul ăla. Tatăl meu a fost viața mea și vorba aia, cât va fi pământul, fiindcă el a înființat acordeonul. Am cântat cu cei mai mari cântăreți care era la timpul ăla, de la Florică Calu, nu mai spun, cu Nea Gheorghe Lambru, Bela, toți frații noștri care eram de mic, de la 13 ani cântam cu ei. Și vreau să vă spun că și e bine să mergem în ziua, dar să păstrăm muzica noastră și să o cântăm pentru toată lumea, fiindcă avem mari instrumentiști în România. Nu vorbesc și să ne înțelegem bine. George Ciotoi, te pup pe fratele tău. Te pup, bebe. Să vă trăiască familia voastră, frații Stanciu. Vă pup pe toți. Le mulțumim tuturor că au intrat. Ia uite, fratele meu, Bibescu Miele. George, te pup să-ți trăiască familia ta. Miel, uite, sunt cu fratele tău, cu Costeluș, aici așa. Sunt cu el aici, cu, uite, frații noștri. Vreau să vă spun că am cântat cu toți. Nașul meu, Toni Ordache, nu mai zic. George Urziceanu, toți mari violoniști, Drăgoi. Am cântat cu ei o viață întreagă. Eu vă mulțumesc pentru toți, fiindcă vreau să vă spun că nașul meu, Toni Ordache, m-a cununat pe mine. Și cântam cu toți mari muzicanți care au fost. N-a existat unul care să scape să nu cântăm cu ei. Și pup și pe Daniel Trifu, frățiorul meu. Pe toți. Pe Marin, pe toți. Ia uite. Băiețică Zaharia, vă pup. Te pupăm, tată. Vă pupăm să vă dea Dumnezeu sănătate. Și vreau să spun că am cântat Puiul Bucătarul. Să-ți trăiască copiii, familia ta, tu ești fratele meu și te respect până la adânci bătrâneți când om timp cu bastoane. Uite, e nepoată-mea aici, Anais, care ea ține, ea știe să umble la telefon, că eu sunt puțin cam morb. Ia uite, am ochelari. Și o vă pup pe toți să vă dea Dumnezeu sănătate.
Și dacă vă mai cânt și eu ceva care... Deci ce fac eu? Eu cânt ce cânt eu, nu vreau să cânt, să deranjez pe cineva. Dan Vânătorul, frățiorul meu, te pup, Dane. Te pupăm, Dane. Ești fratele meu. Eu vă pup. Ia uite, Iulian de la Ciocănești, frățiorul meu. Ionuț Limban. Că nu prea văd bine și de asta vă spun. Hai să mai cântăm ceva. Acum ce? Ce vrea? Nu mă, fii atent. Ce cântă aia de la Remagiu? Romanțat așa. Să vă mai cântăm ceva. Cât e ceasul? Ce? Lasă-mă pe aia, dar e bun. Știu ce zic. Dar lunea Gheorghe Lambru. Cine? Cine cerută toată? A trebuit. Uite, poftim. Și... Uite ce-a spus. Cine? Uite, el foi de praz. Romeo Marin, foi de praz? Da. Da, pe urmă. Uite, mamă, ca de-o stea ce-i cu tine, fata mea.
Ați să cânta pe timpul meu la Boldeni. Că asta e pentru prima dată când cânt cu fratele meu Costică și e piesă veche care nu mai știe cine și o leliță floare, dacă vreți. Ce mi-a cerut. Vă pup pe toți. Vă pup să vă dea Dumnezeu sănătate. Gat. Să fiți sănătoși. Eu vă mulțumesc la toți care ați intrat astă seară și să vă dea Dumnezeu sănătate și vă doresc să scăpăm cu bine de această epidemie, să ne vedem la șprițuri. Beau cu toți un șpriț. Să ne vedem sănătoși, că eu stau la bloc aici și nu pot să cânt mai mult, că sună ăștia și e nasol. Frații mei, Ciotoi, George, să-ți dea Dumnezeu sănătate și la toți, Nicu Răducanu, Leonard, vă pup să vă dea Dumnezeu sănătate.